Gafă de proporție a Ministerului Educației, care a publicat o ierarhie greșită de admitere la liceu, apoi a retras-o. Asta spre disperarea părinților și tinerilor care așteptau să vadă notele. Clasamentul corect n-a fost publicat nici până la această oră, deși mâine dimineață elevii trebuie să completeze fișele de înscriere pentru clasa nouă. Cu o zi înainte de termenul de publicare a ierarhiei de la evaluarea națională, elevii de clasa 8 s-au trezit cu o surpriză. Listele au apărut mai devreme, greșite însă. Ministerul Educației a fost luat prin surprindere de firma care se ocupă de serviciile informatice, care a postat lista mai repede decât trebuia. Problema a fost că lista era eronată cu elevi ordonați după media din gimnaziu și nu după criteriile actuale. Informaticienii au uitat că anul acesta criteriile de departajare sunt nota de la limba română, respectiv matematică, și apoi media de la gimnaziu. Compania care se ocupă de peste 20 de ani de publicarea pe internet a rezultatelor examenelor naționale, dar și ministerul și-au cerut scuze elevilor care abia așteptau să vadă clasamentul. Au fost și situații în care copiii au făcut contestații, iar nota după recorectare a fost și cu 3 puncte mai mare. S-a afișat și nu știu ce, în ce ordine să pun liceele pentru că acum mi s-a schimbat nota și pot să intru la mai multe licee. Când s-au afișat rezultatele pentru prima dată, am luat 6.60 la matematică, iar după contestație am luat 9.50. Sunt șase elevi în țară cu note modificate semnificativ. Ministerul Educației verifică acum toate erorile. În cazul în care se constată că o greșeală, o greșeală sau o diferență imputabilă profesorului evaluator, acesta nu va mai face parte din corpul profesorului evaluator în anul școlar următor. Contrar așteptărilor, mediile de intrare la liceele din capitală vor fi mai mari anul acesta. La liceele de top poate să fie un pic mai uh, mare, câteva sute, deci în ordinul 5-10 sute, mai, mai mult de atât nu cred, uh, pentru că sunt mai multe note de 10, medii de 10 anul acesta. Cel mai greu s-a intrat în 2022 la colegiile Tudor Vianu, Sfântul Sava și Gheorghe Lazar. La noi am trecut ultima medie la filo a fost 9,63, estimăm să fie 9,70 pe puțin ultima medie. Pentru un liceu bun, da, sunt mulți cu 9,50, 9,45, copiii aia nu știu ce șanse vor avea la un liceu bun. Completarea fișelor este crucială acum. Opțiune să fie realistă. Media de admitere pe care o vom compara cu mediile din ultimii ani de la liceul pe care eu doresc să, pentru la care doresc să aplic și bineînțeles corelat și cu poziția mea în ierarhie la acest moment. Ierarhia se va modifica și după ce elevii din alte județe se vor înscrie pe aceleași locuri. De exemplu, în capitală sunt așteptați peste 2500 de tineri din zonele limitrofe. În total sunt disponibile peste 132.000 de locuri la liceu și aproape 43.000 de locuri în învățământul profesional de stat. Ministerul Educației însă îi asigură pe părinți că toată lumea va avea loc asigurat.